astăzi trebuie să pomenim pe cei care au căzut pe câmpul de muncă. În memorie celor căzuți în 92, anunțăm un minut de reculegere. De lacrimi și durere, de viața plânsă până în clipa de acum. Dragostea de țară și de neam ne avere și pentru asta nu ne oprim din drum. Trecute vrem, dar vrem nici când uitate. În veci de veci păstravom lacrimi pentru ei, în floarea vârstei vieții,
Pieveci curmate, eroi ai țării, monumente pe alei. Onorată asistență, stimați oaspeți, în această zi de comemorare a eroilor, venim cu un omagiu pentru cei care au căzut în lupta pentru noi, pentru integritatea țării, precum și pentru toți cei care au participat la cele lupte crâncene din primăvara, vara anului 1992. Au trecut 25 de ani, ani mult prea grei, ca ecou al amintirii tristea războiului. Părinții și patria, copilul și dragoste, frunzele și lumină, graiul și demnitatea, pacea și înțelegerea sunt la loc de cinste în această mică țărișoară, prin vorbe alese și gânduri profunde. Dar ce-i de făcut cu lacrima? Ochii mamelor care și-au pierdut copiii nu se mai usucă. Sunt 25 de ani de când nu i-am îmbrățișat pe cei rămași acolo, pe câmpul de luptă. Pentru ei, timpul s-a oprit în loc, lăsându-i tineri, curajoși și nemuritori. Iar mamele rămase în viață și azi mai plâng. În această zi ne onorează cu prezența oaspeții de onoare, care ne înțeleg durerile, știu să ne aprecieze, sunt mereu alături de noi, motiv pentru care le mulțumim. Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Viceministru Ministerului Afacerilor Interne, general-major de poliție, domnul Ion Țurcanu. Colonelul în rezervă, Cociug Anatolii, fost comandant al platoului Coșnița. Președintele Raionului Dubăsari, domnul Grigore Policinski. Cuvântul se oferă domnului Alexei Gafel, primar de Coșnița. Excelență, domnule președinte al Republicii Moldova, stimați combatanți, onorată asistență. De 25 de ani, Republica Moldova poartă o rană care sângerează. Avem terenuri înstrăinate cu forța, mai avem familii refugiate, dar avem și speranță. Aici, în platoul Coșnița, la fel ca la Cocieri, ca la Varnița, mai mult ca oriunde, ne dorim ca sacrificiul celor căzuți în războiul din 92 de pe Nistru să fie în sfârșit onorat. Ca toate lucrurile care le dorim să le avem cu frații aici, de pe partea stângă a râului Nistru, în final să le obținem, să trăim împreună. Onorată asistență, dragi compatrioți, miticul consacrat comemorării a 25 de ani de la începutul războiului de pe Nistru și eroilor căzuți în conflictul din 92, îl declar deschis. Mesaj de solidaritate pentru cei care și-au pierdut apropiații în tragicul război de pe Nistru, vine președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Stimați combatanți, stimați locuitori a Coșniței și nu doar a raionului Dubăsari, dragi prieteni, astăzi marcăm o zi tragică în istoria modernă a Republicii Moldova. De 25 de ani, țara noastră, patria noastră, Republica Moldova, de facto este divizată. 25 de ani în urmă,
pe aceste meleaguri, pe acest pământ moldovinesc, a fost vărsat sânge a fraților noștri. Noi cu toții, absolut cu toții și în special generația tânără, trebuie să ținem minte și să-i pomenim pe eroii care au făcut tot posibilul ca Republica Moldova să meargă înainte. Au trecut 25 de ani. Trebuie să conștientizăm că trebuie să mergem mai departe. Da, nu trebuie să uităm ce a fost, dar să trăim doar cu trecutul, trebuie să mergem înainte. Noi trebuie să reintegrăm țara. Noi trebuie să găsim limbă comună și cu cei care sunt pe partea stângă a Nistrului, pe dincolo. Eu sunt fier convins că toți, absolut toți, cetățenii Republicii Moldova doresc reintegrarea pământului nostru natal. Iar pentru aceasta trebuie să putem să discutăm. Înțeleg că doare. Eu înțeleg pe combatanți. Aici sunt combatanți. Eu vă înțeleg foarte bine și este regretabil că statul pe parcursul acestor ani nu v-a acordat atenția cuvenită. Credeți-mă, în persoana mea veți avea susținerea totală. Voi trebuie să fiți menționați și prețuiți pentru ceea ce ați făcut 25 de ani în urmă. Dumneavoastră ați apărat statul, Constituția. Statul trebuie să vă ofere respectul pentru aceasta. Dar în același timp, noi trebuie să mergem mai departe. Eu am ieșit ieri cu un mesaj foarte clar și am lansat o platformă de consiliere civică, de discuții între noi. Cunoașteți că la începutul acestui an am avut prima discuție din ultimii 8 ani cu conducerea din stânga Nistrului. Noi trebuie să reintegrăm țara. Pentru aceasta, de fapt, s-a vărsat sângele. Pentru aceasta, noi cu toții, pe parcursul acestor zile, acestor ani, vom depune eforturi considerabile. Pământul din stânga Nistrului a fost, este și va fi Republica Moldova. Altfel nu poate fi. Și credeți-mă că președinte al Republicii Moldova, eu voi face tot posibilul, tot posibilul, pentru a scoate frontiera, pentru ca cetățenii noștri să aibă acces la terenurile agricole, pentru ca să nu fie probleme cu școlile noastre de partea stângă Nistru. Un suport special trebuie pentru satele din care sunt pe malul Nistrului, satele care, cum este Coșnița, Cocieri, care în ultimii ani au avut mai puțin suport din partea guvernului. Eu cunosc aceste probleme și vreau să vă spun că voi face tot posibilul pentru a vă susține. Eu vreau să mulțumesc separat celor care 25 de ani în urmă au luptat pentru independența Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc pentru aceasta. Și sper foarte mult că anume dumneavoastră veți înțelege că trebuie să mergem mai departe și ce e pentru ce ați luptat trebuie să o ducem până la capăt. Trebuie să reintegrăm țara. Dar eu sunt ferm convins că anume în acești ani următorii 2-3 ani noi vom putea face acest lucru în interesele poporului nostru, în interesele țării noastre reunificate, Republica Moldova. Eu vreau să vă urez tuturor, în primul rând și mie, înțelepciune și optimism. Și eu sunt ferm convins că noi vom face față la toate provocările. Încă o dată, sincerele regrete pentru evenimentele care au avut loc tragice 25 de ani în urmă, dar eu sunt sigur și o să demonstrăm acest lucru, că o țară integră, o Moldova integră, are viitor. Vă mulțumesc! Mare vitejie ați luptat ca țara întreagă să ne fie stat. Păcat că cineva a spus atât și gândul bun n-a fost îndeplinit.
să ne închinăm la cei ce nu-s cu noi, la cei ce n-au venit de la război. Voi, cei vii, să fiți și azi eroi, ca și atunci, în 92. Printre cei care au luptat cu arma în mână a fost și domnul Mihai Rotari, președintele Asociației Mișcarea Combatanților la conflictul pentru integritatea Republicii Moldova din 1992, platoul Coșniță. Vă oferim cuvântul. Bună ziua! Stimate domnule președinte, stimați participanți la război pentru independența și integritatea Republicii Moldova, stimați oaspeți, onorată asistență, au trecut 25 de primăveri de când cei care au atașat separatismului, susținut de încurajați de către forțele ostile poporului nostru, de către cei care au declanșat un război adevărat împotriva independenței și integrității Republicii Moldova. Acum, când Republica Moldova și-a ales drumul spre marea familie europeană, este dureros să constatăm faptul că respectivele forțe revanșiste ne atrag la dezbinarea statului nostru. Mii de polițiști, voluntari și militari, întorși în țară, punându-și în pericol viața, s-au ridicat în apărarea patriei. Cu surse modeste și efectiv puțin pregătit pentru război, acești bravi bărbați ai neamului nostru au dus lupte crâncere contra forțelor separatiste într-un stat democratic și prosper, ca să trăiască într-un stat democratic și prosper. Suntem profund îndoierați de pierderile a sute de vieți celor mai demn bărbați ai neamului, de părinți rămași fără copii și copii rămași fără tată, de sute de invalizi, vedove și copii, orfani, precum și familiilor, care astăzi duc o viață grea, nemeritată, de un apărător al patriei. Ne închinăm în fața lor și declarăm cu toată responsabilitatea că jertfa fiilor, soților și taților voștri nu au fost în zadar. Ei vor trăi veșnic în memoria poporului nostru. Totodată suntem mândri că noi, în fața unei mari puteri, am avut curajul să ne ridicăm și să apărăm cu demnitatea valorile și idealurile noastre naționale. Noi ne vom mândri veșnic cu vitejia și eroismul celor care cu armă în mâini au apărat integritatea și independența statului nostru. Crede că v-ați convins că poporul nostru este un popor muncitor, fără ambiții agresive, care de secole se împacă de minuni cu alte etnii conlocuitoare, dar nici nu poate tolera să fie ignorat, să nu-i fie respectat dreptul la dezvoltare liberă și identitatea națională. Nu avem nevoie ca cineva să ne dicteze cine suntem, cum ne numim și în ce limbă vorbim. Iar acum, dorim veteranilor de război, părinților și familiilor ce au căzut pe câmpul de luptă, multă sănătate, rezistență și răbdare. Să sperăm că conducerea Republicii Moldova va găsi rezerve noi pentru bunătățirea reală nivelul de trai a fiecărui dintre dumneavoastră. Pentru asigurarea respectului cuvenit din partea statului față de apărătorii săi. Vă mulțumesc! Azi noi zidim, noi ocrotim lumina cu gândul la cei ce vor veni, cu inima aproape de bărbații ce au fost, ce sunt, ce pururea vor fi, să fim ca râul. Râul ține minte izvoarele din care s-a născut, căci viitorul nu deschide ușa acelora ce vin fără trecut. Vor trece veacuri, pagini răsfoite, va fi istoria zidită zi de zi. Nu vom uita nici când de viața dăruită a voastră, scumpi ostași, plecați pentru a fi. Oferim cuvântul domnului Cociug Anatolie, fost comandant al platoului Coșniță. Stimate domnule președinte, stimați veterani de război, stimați săteni, onorată asistență. Permis din tot sufletul să vă salut azi pe toți aici prezenți. Sunt foarte bucuros că vă văd sănătoși și cu o speranță de a face niște fapte bune
și pentru sat, și pentru familii, și pentru țară, Republica Moldova. La mitingul de astăzi noi comemorăm prietenii, camarazii care au căzut pe câmpul de luptă și în fața lor, și mai ales în fața generației tinere, care o vedem aici, frumoși, dragi, noi nu avem dreptul să mințim și să spunem așa ce n-a fost. Trebuie să spunem numai adevărul. Au trecut 25 de ani, au trecut ca o clipă. Și noi toți înțelegem că, dacă dispus cinstit, nu ne-am chipuit noi că niște momente o să fie cum sunt ele în ziua de azi. Eu nu vreau să vorbesc despre politică, despre alte momente. Noi toți cunoaștem ce la noi în țară azi e bun, e pozitiv și negativ. Dar cum spunem popor, omul se cunoaște după fapte. Și o să vedem și orice ca sperăm că o să miște toate problemele care nu trebuie să aibă loc. Într-adevăr, problema transnistreană, asta e cea mai grea problemă care este în ziua de azi. Asta ca niște greutăți pe picioarele statului. Statul nu poate să miște, să facă niște pași reușiți când există problema asta. Dar totodată eu sunt ferm convins că problema asta se poate de hotărât. Și eu sunt foarte bucuros că s-a început concret realizarea problemei transnistreane. La generația tânără eu doresc să învățați bine. Și mai ales să vă gândiți. Întotdeauna, în orice moment, spuneți creierul în mișcare. Ce-i bun, ce-i rău, ce-i pozitiv, de ce așa au fost. Dar poate altfel. Și atunci o să fie mișcare. Să-i pomenim pe cei căzuți. Să trăiască Republica Moldova. Niciodată niciun popor nu poate avea un viitor dacă nu ține minte de trecut. Căci nu a fost niciodată un război bun sau o pace rea. Iar cei care și-au pierdut viața în numele păcii vor rămâne veșnic în memoria generațiilor care vin. Cu un omagiu pentru cei ce și-au pierdut viața în numele păcii, vin elevii din Liceul Teoretic Ion Creangă, Comuna Coșniță. Poporul nostru a fost martor la războiul din anul 1941-1945 și a avut de suferit în anul 1992 în războiul pentru integritatea țării. Ca un murmur tainic ce poate învlăstări în orice anotimp de pe buzele oamenilor, se desprinde tot mai stăruitor cuvântul pace. Copiii anilor de război au învățat acest cuvânt printre primele după noțiunea de mamă, tată, pâine, apă, țară. Doar un om care a fost la război știe cât valorează pacea. Doar un om care a auzit gloanțele șuierând deasupra capului. Doar acel care a pierdut un frate, un părinte, soțul sau copilul știe cât valorează acest cuvânt. Pace. Este puțin să vrem pace. E puțin să avem dragoste de pace. Pacea trebuie apărată. Să avem un viitor pașnic și senin. Pace. Cel mai tânăr cuvânt de vârsta omenirii. Durerea altuia nu doare. Ușor de tot o poți uita. La malul Nistrului cum moare. Văzui feciorul alteia. Și azi ecoul mai ajunge acelui strigă de război. Durerea sufletul străpunge din primăvara în 92. Durerea altuia nu doare, chiar dacă moare lângă noi, această crudă nepăsare ne-a dus feciorii la război. Vom auzi mereu un dangăt de clopot răsunând adânc
precum în el un cap s-ar bate de malul drept, de malul stâng. Și lung, prelung va fi să sune, căci se vor bate de pereți cu capul cei orfani acasă și cei nenorociți pe veci. Va coborâ în părul ierbii cărunt ecoul pe mormânt și morții ce-au căzut cu viață nu-l vor auzi nici când. Și triști vor fi apărătorii, din luptă scoși ca și înfrânți, la fel și țara trunchiată cu nistrul fără malul stâng. Când ei întâi la apărarii, bărbații singuri au sărit și niciun domn n-au fost cu dânsii și niciun preot, cât de cât. Prea cunoscut era dușmanul, noi lui necunoscut. De ce am pierdut atâția oameni? Ori nu ne-a fost războiul sfânt? Vom auzi mereu un dangăt de clopot răsunând adânc, precum în el un cap s-ar bate de malul drept, de malul stâng. Și lung, prelung se va tot bate, dar fericiți cei ce au căzut, că nu vor mai putea să afle acest război cum s-a sfârșit. Le fie veșnic amintirea înflorită și somnul dulce să le fie și etern, căci nu din voia lor plecau la luptă, plecau să-și apere pământul, graiul lor matern. Plecau atunci și acum basarabenii, la moartea sigură plecau zâmbind. Jertfeau cu viața lor în floarea verii, știau că s-or întoarce biruind. Dezbucium apa Nistrului e albă, cu foc e împresurat pământul libertății. În cer e aruncată încă o salvă, străpuns e încă un fior al tinereții. Ce-au pierdut aici de-au venit cazacii? Mai sunt obuzi în viața lor cea seacă? Se scutur florile și tremură copacii când văd că tinerii la moarte pleacă. Ca un vecior îmi cânt meleagul când malul Nistrului îl trec, cât sânge ca să-l știu de liber vărsata regimentul întreg. Cu dânsul ți-a fost dat ce ție, în martie înferbântat, să alungi în casa mamei sfinte pe cel ce pragul ne-a călcat. Costașii lui, căliți în lupte, frățește totul i-a împărțit, și bucurii și încă multe dureri ce crunte te-au rănit. Și cât va fi pe lume soare, eu voi cânta meleagul sfânt. Copiii noștri în lupta mare, știu, lor păzi cu încrezământ. Fie ca pe viitor să fie pace în toată lumea, pace între continente, țări, pace între oameni, pace în suflet, liniște în case. Vor trece ani, vor trece mulți, mereu va crește viața, dar n-om uita de cei căzuți în lupta îndrăzneață. Vom povesti din neam în neam povești nenăscocite, vom pune în fiecare an cununi pe-a lor morminte. Suntem legați de acest pământ al patriei, prin tot ce a fost înaintea noastră, prin tot ce va veni după noi, prin trecut și prin viitor. Sunteți legați de mormintele strămoșilor și a combatanților, prin leagănele copiilor și a nepoților. Ne iubim pământul, graiul, neamul și țara. Cu un mesaj de solidaritate pentru familiile victimilor războiului de pe Nistru, dar și pentru participanții la acest război, vine președintele raionului Dubăsari, domnul Grigorie Policinski. Stimate domnule președinte a Republicii Moldova, stimate domnule primar, dragi prieteni, onorată asistență, astăzi, 2 martie, în tot raionul Dubăsari, cum și în multe localități a Republicii Moldova, sunt organizate activități în masă
de comemorare a oamenilor civili, a polițiștilor, a colaboratorilor armatei naționale, a persoanelor care au decedat ca urmare a acelor tragice evenimente. Este de datoria noastră să ne amintim, să le aducem aminte tinerilor, să le aducem aminte și acelor politicieni că 25 de ani în urmă oamenii s-au ridicat nu să lupte unul împotriva altuia. S-au ridicat oamenii din frica de a nu fi înjosiți, de a nu fi umiliți, ca în casele lor să nu vină cineva și să facă ordine. Astăzi, la activitățile organizate în satul Doroțcaia, elevii liceului au venit cu o informație despre sutele de persoane decedate de pe ambele maluri a râului Nistru, despre miile de oameni răniți, zeci și sute și mii de case distruse în timpul războiului, mii de familii distruse, sute de mii de oameni de pe ambele maluri ale râului Nistru care au fost nevoiți atunci să se refugieze, fie că spre Ucraina, fie că spre raioanele Republicii Moldova din partea dreaptă a Nistrului. Noi suntem un popor. Noi suntem obligați să comemorăm acele jertfe a acelui tragic război pentru integritatea și suveranitatea, neutralitatea Republicii Moldova. Cu părere de rău, de atunci au mai avut loc momente foarte grele, foarte negative. Astăzi colegii au menționat acest lucru. Astăzi au fost depuse flori la mai multe locuri unde au căzut și persoane civile înrolate în rândul forțelor Republicii Moldova, unde au decedat și persoane din partea stângă care au luptat de partea transnistrienilor. Astăzi noi suntem obligați să ne gândim la viitorul nostru, la viitorul țării. Este important să menționăm că n-a fost în istoria lumii niciun război care să nu se termine odată. A fost pomenit despre marele război pentru apărarea patriei din 41-45. Un război foarte dur care a dus zeci de milioane de vieți pierdute și până la urmă popoarele, țările, conducătorii se întâlnesc, discută, găsesc limbă comună pentru a conviețui împreună. Domnule președinte, vreau să vă asigur că majoritatea absolută din locuitorii comunei Coșnița, din locuitorii raionului Dubăsari, doresc o reintegrare pașnică a Republicii Moldova. Vă rog foarte mult să țineți cont de acest lucru. Și sunt convins că s-au săturat de posturi, de vame, de aceste fără de legi care pe parcursul la 25 de ani încă se prelungesc și oamenii din partea stângă a râului Nistru, din localitățile care nu sunt astăzi sub jurisdicția Republicii Moldova. Eu cred că noi trebuie să ne consolidăm eforturile. Toți! Apreciez foarte mult gestul dumneavoastră ca conducător de țară de a vă întâlni cu oponenții politici, cu conducătorii Guvernului, Parlamentului Republicii Moldova. Trebuie să avem un concept național de reintegrare.
altfel așa cum a spus stimatul comandant al plasdarmului Coșnița, domnul colonel Cociuc, altfel această greutate nu le va permite copiilor noștri să trăiască mai bine. Nu ne va permite nouă, țării noastre, Republica Moldova, să ne promovăm ca un popor bun, un popor demn, un popor cu o verticalitate, un popor care știe trecutul său, stimează prezentul și vrea un viitor frumos, un viitor bun. Veșnică pomenire tuturor camarazilor, oamenilor civili care au căzut pe câmpurile de luptă. Veșnică pomenire a celor participanți la acele tragice evenimente care nu au ajuns până astăzi să se bucure de reintegrarea țării noastre. Și sigur că tinerii noștri, tânără generație, colaboratorii organelor de drept, colaboratorii forțelor de menținere a păcii, armate naționale, noi toți, acei care știm ce înseamnă să pierzi oameni dragi, prieteni, pe câmpurile de luptă, să avem speranță, să nu încurcăm altă dată, dar să depunem eforturi ca visul nostru despre o țară unită, o țară prosperă, să fie realizat. Eu vreau să doresc sănătate tuturor oamenilor de bună credință. Vreau să vă asigur, stimați prieteni, dragi colegi, că Consiliul Raional Dubăsari, consilierii, chiar dacă suntem diferiți, de diferite vârste, de diferite partide, am găsit acel unic element de a lucra împreună în interesul cetățenilor, în interesul omului, găsind pozitivul și dând la o parte negativul. Sănătate și succes conducerii de vârf a Republicii Moldova. Sănătate și succes nouă tuturor. Și sigur că sper foarte mult că în timpul cel mai apropiat, cu adevărat, să ne bucurăm de faptul că acești 25 de ani n-au trecut în zadar. Că jertfele depuse pentru reintegrarea țării nu au fost degeaba. Eu cred că și ei de sus văd, ne înțeleg și s-ar bucura alături de noi. Mulțumesc! Cu un omagiu în fața dumneavoastră vine formația de muzică ușoară cu titlul Model Integro. În zi de primăvară, când martie a început, mica țărișoară în 2000 s-a rupt. În zi de primăvară, când martie a început, mica țărișoară în 2000 s-a rupt. Aici la Dorovskaya, la Coșnița aici, zburau glanțe ca ploaia, mureau flăcăi voinici. Aici la Dorovskaya, la Coșnița aici, zburau glanțe ca ploaia, mureau flăcăi voinici. În zi de primăvară, când martie a început, mica țărișoară a pătimit prea mult. În zi de primăvară, când martie a început, mica țărișoară a pătimit prea mult. La Corșova, la Nistru, la Cocieri urlau răfalele sinistru, ură triumfau. La Corșova, la Nistru, la Cocieri urlau răfalele sinistru, ură triumfau. În zi de primăvară, luptat am noi aici, să avem o țară mândră, lăsată de bunici. În zi de primăvară, luptat am noi aici, să avem o țară mândră, lăsată de bunici. La Varnița Tichina, la valul lui Traian, ducea-n foc mașină, viteazul moldovean. La Varnița Tichina, la valul lui Traian, ducea-n foc mașina, viteazul moldovean. Moldova, tu ești țara a dacilor de sine, în pace și frăție dorim noi să trăim. La Nistru, Prut la mare, a muntele din deal, cu frate și cu soră,
noi nu dorim hotar. Moldova, tu ești țara a dacilor de stim, în pace și frăție dorim noi să trăim. La Nistru, prut la mare, la muntele din deal, cu frate și cu soră, noi nu dorim hotar. Moldova, tu ești țara a dacilor de stim, în pace și frăție dorim noi să trăim. La Nistru, prut la mare, la muntele din deal, cu frate și cu soră, noi nu dorim hotar. Noi nu dorim hotar. Niciodată nu uităm pe cei importanți în viața noastră, ci doar învățăm să trăim fără de ei, ca în rugă părinților fără de fii. Demiursite viața amară, ori mă taie la picioare, nu mai lasă-mă să mor înaintea fiilor. Ia-mi de-ți place mâna întreagă, să nu-mi pot cuprinde draga. Nu mai lasă-mă să mor înaintea fiilor. Dacă dragi ți-s ochii mei, ia-i și fă ce vrei cu ei. Nu mai lasă-mă să mor înaintea fiilor. Ia-mi și darul vorbei mele, când o-i trăi clipe grele. Nu mai lasă-mă să mor înaintea fiilor. În memoria celor căzuți pentru apărarea integrității și independenței țării, se anunță o minut de reculegere. Pentru dumneavoastră, dragi combatanți, războiul nu s-a sfârșit. El mai continuă în esum și în amintire care fac parte din trecutul în care ați trăit. Dincolo din morminte, în care dorm confrații, se mai îndreaptă cugete despre un război care nu fusese al dumneavoastră, ci un război al tuturor, încât nici nepoții și nici copiii dumneavoastră nu vor da uitării. Pentru ei, cei care au rămas acolo, pe câmpul de luptă, în memoria lor, a ostașilor, vă îndemn pe toți să depunem flori la monumentul eroilor căzuți în tragicul război de pe Nistru și la monumentul celor căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1941-1945. Coroane de flori se depun din partea președintelui țării, guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Consiliul Raional Dubăsari.